Bună ziua, dragi prieteni din Capricorn! Haideți să vedem între el și ea în dragoste în această lună. La Capricorn, da? Dacă nu vi se potrivește, asculta semnul ascendent sau semnul lunar. Prezentul relației, trecutul ei, trecutul relației, trecutul lui, viitorul ei, viitorul relației și viitorul lui. Haideți să mai punem așa În prezentul relației vă văd cu înțelegere și cu noroc cu această persoană și că relația continuă, Uh, vă simțiți bine, relaxați unul cu celălalt, cu încredere. Trecutul ei, trecutul ei cu bucurie. Pot fi bârfe, care le-ați auzit. Ați visat amândoi să fiți împreună și sunteți împreună. Iar și el, vedeți, este cu toată, cu toată inima a fost către ea. Înțelegere văd, uh, Dragoste sinceră, înțelegere, văd între ei. Dragoste adevărată, sentimente, ea are sentimente pentru el. Ceva secrete sau o relație serioasă în viitor. În viitor el o ceartă, nu știu, poate are el o ceartă. Haideți să vedem cu cine cu o femeie din familie sau o altă femeie. Sentimente și căsătorie se simte atașată. Um, probabil va apărea un blocaj, dar asta să fie peste uh, să zic o lună, două. O supărare trecătoare. un oh, final totuși un final peste vreo lună, trei luni, așa. Păcat că este o relație foarte bună, foarte frumoasă, dar poate vă împăcați acum pentru o perioadă sau... Dar vine o perioadă de probleme, o perioadă cu blocaje, unde puteți să finalizați relația, eu văd. Da, da. Uh, nu o să vă mai înțelegeți, fiecare o să vrea câte altceva sau pe altcineva sau sunteți uh, unul dintre dumneavoastră căsătoriți și o să dați mai multă atenție căsătoriei sau nu vă hotărâți să vă divorțați sau prea târziu și atunci se termină relația între ei doi. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.